Suntem împreună cu doamna Turc, care i-am realizat o reabilitare pe 6 implanturi maxilare în urmă cu 6 luni, iar acum suntem la momentul lucrării definitive. După extracția dinților, am realizat implanturile, iar în 24 de ore, lucrarea provizorie. De atunci, de 6 luni, doamna Turc este cu lucrarea provizorie, iar acum suntem la momentul lucrării, cum spuneam, la lucrării definitive. Cum v-ați simțit după intervenție? Povestea e un pic mai lungă, nu știu dacă pot să spun. Vă rog. În urmă cu 6 ani a trebuit să fac o lucrare și de atunci am avut grijă să nu să am grijă cum vorbesc, să nu se vadă dantura în partea superioară a maxilarului, să nu râd. Adică, într-un cuvânt, până în momentul când am venit la clinica dumneavoastră, m-am simțit, cred că vorbesc un cuvânt cam greu, dar ăsta se numește handicap. Deci un om care nu are o dantură bună, funcțională, frumoasă, funcțională, nu poate să vorbească, nu poate să zâmbească, nu poate să uită să râdă. Da, această integrare socială pe care o putem face la 24 de ore după plasarea implantului este foarte importantă. Timp de 6 luni ați putut să vă folosiți absolut, de dantura provizorie. Absolut, m-am simțit foarte bine și am început să mă uit în oglindă, pentru că nu poți să te uiți în oglindă când vezi că zâmbetul se transformă în rânjet sau cel puțin eu așa m-am simțit. Adică a fost foarte greu, mai ales că am predat până acum 4 ani. Deci 2 ani a fost foarte greu. Acum mă simt bine și așteptăm împreună să finalizăm lucrarea definitivă. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc, domnule doctor. Vă mulțumesc foarte mult!